Bună ziua, Bogdan Bucur, istoric, sociolog și lector universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bucur, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, sărut mâinile și îi salut pe toți cei care ne privesc. Acum sau mai târziu, căci fiind în mediul online, poate fi urmărit oricând emisiunea noastră. Rezultatele la testele PISA din 2018 sunt dezamăgitoare și readuc din nou în discuție situația slabă a sistemului educațional românesc, care, deși este cunoscută, practic nu prea e luată în seamă, sau cel puțin așa vedem în ultima perioadă. Cum am ajuns noi în această situație? Să avem, iată, 44% analfabeți funcționali. Cum am ajuns aici? Bun, știți, la fel ca atunci când discutăm despre o boală pe care o are omul, de fapt vorbim despre momentul în care el o descoperă, nu atunci, nu, apariția ei nu este de la momentul la care noi o descoperim, ci de regulă cu mult mai în urmă, iar acutizarea, ca să continui comparația cu o boală, să zic, pe care am putea o avea, Doamne ferește, acutizarea se întâmplă pentru că noi nu mergem la controle și dacă mergem nu respectăm medicamentația și nu facem ceea ce trebuie. Și de regulă când o descoperim, dacă discutăm de un lucru grav, e în general târziu. Când a început această boală? Boala educației românești este dintotdeauna. Avem mai multe tipuri de cauze. Adică nu putem spune, cel puțin nu putem vorbi serios și să ne uităm ca oameni serioși la cei care ne privesc și să pretindem că vreodată sistemul educațional românesc a fost excepțional de performant și vezi, Doamne, avem acum o cădere. Dacă ne uităm pe concluziile rezultatelor testelor PISA despre care discutăm, și anume dacă vedem evaluările, cred că ultimele 4 sau 5 evaluări, ele sunt în spațiu public, privitorii noștri pot accesa unul dintre motoarele de căutare, vor da căutare după testele PISA și acolo vor vedea faptul că avem situații comparabile pe ultimele 5 măsurători. Ei bine, nivelul cel mai înalt pe care l-a atins România este în 2011. Din 2011 este o foarte ușoară coborâre, în sensul în care factorii negativi au crescut, dar situația a fost cu mult mai proastă înainte de 2011. Așadar, o interpretare pe aproape 15 ani ne arată faptul că România, sub aspectul conceptului pe care l-ați amintit, sub aspectul analfabetismului funcțional, a recuperat un teren semnificativ în primul deceniu al secolului al 21-lea, după care înregistrăm pe ultimele două măsurători de după 2011, adică 2015 și 2019, o ușoară pantă descendentă. Să spunem că la nivelul punctajelor despre care facem vorbire, discutăm de peste 400 de puncte, sunt niște factori cumulați și la genul acesta de punctaj, faptul că România a pierdut 10-15 puncte înseamnă, adică termenii de dezastru sunt un pic exagerați. Sigur, dumneavoastră ca jurnalist este corect să atrageți atenția asupra problemei și să o faceți într-o manieră gravă, căci problema este gravă. Eu nu vreau să evit dimensiunea subiectului și cu atât mai puțin responsabilitatea celor în cauză. Dar dacă ne uităm pe o perioadă de 15 ani, a fost o decadă în spate unde am stat cu mult mai prost. Dumneavoastră sunteți lector universitar, așa cum vă prezentam și la începutul emisiunii. Da, predau la Facultatea de Ați Științe Politice. Ați remarcat printre studenții dumneavoastră, nu știu, o creștere a calității studenților sau, din contră, o scădere a calității studenților? Doamnă, eu sunt obligat în calitate de cadru didactic să vorbesc bine de studenții mei. Nu pot să fac... Dar sigur, de la an la an... În mod evident, de la an la an sunt mai puțini. De la an la an sunt mulți care pleacă și aleg, și foarte bine fac că aleg să studieze în străinătate. O experiență de tipul acesta este utilă și necesară, benefică. Apoi, dacă este să discutăm de
câteva aspecte care înconjoară problema extrem de gravă cu care am început această discuție. Într-adevăr, România are 44% dintre tinerii aflați la vârsta adolescentină sunt în zodia analfabetismului funcțional. Asta înseamnă că ei pot să citească, pot să scrie, dar nu pot să facă operațiuni logice, simple, elementare, în legătură cu conținutul unui document pe care l-au citit, adică mai în limba română să spună care este, să identifice ideea principală într-un text de o pagină sau o pagină și jumătate. Este tragic. Dacă adică vorbim de viitorul țării, da? Vorbim despre copiii care vor face parte din generația poate care va decide viitorul acestei țări. Doamnă, sunt jumătate, adică situația este, situația nu pot să zic că s-a accelerat, s-a acutizat grav în ultimii câțiva ani. Dar nici nu s-a făcut nimic. Evident. Deci există o creștere a analfabetismului funcțional, dar nu putem spune că până mai ieri a fost perfect și acum ne-am prăbușit. Nu. Problema este gravă de multă vreme și nu adoptăm măsurile de corecție necesare. Aceasta este în felul acesta trebuie văzute lucrurile. Iar dacă ne gândim că aproape unul din doi copii, adică jumătate dintre copiii de vârsta adolescentină a României sunt analfabet funcțional, ceea ce înseamnă că nu reușesc să identifice o idee principală într-un text de o pagină, o pagină și jumătate pe care l-au citit în prealabil. Asta înseamnă, doamnă, că nu sunt în stare să-mi transforme, de pildă, în lei 10 euro dacă eu îi spun care este cota de piață a euro. Adică eu îți spun, un euro este astăzi 4,80 de lei, să zic. 4,8. Un euro este 4,8 lei. Câți lei sunt 10 euro? Adică testele PISA înseamnă și genul acesta de aplicare practică a unor chestiuni teoretice pe care le-ai învățat în prealabil. Nu sunt în stare să operaționalizeze în viața obișnuită chestiuni care le-au învățat, de pildă, în științele exacte sau alte chestiuni de tipul acesta. Vorbim despre o degradare a sistemului de învățământ românesc. Doamnă, despre asta discutăm de 30 de ani. Noi avem subiecte despre care discutăm cu pasiune de 30 de ani în societatea românească. Are legătură și cu proasta guvernare? Să vă citez ultimul volum. Vă mulțumesc, da. Cartea e o citare incompletă a titlului. Incompletă, da. Eu am scris despre 10 ani de muncă. Recent am lansat Sociologia proastei guvernări în România interbelică. România de astăzi, trebuie să spunem, România de astăzi, cu toate problemele ei, este într-o fază mai bună decât orice altă situație precedentă a noastră. Desigur că este o situație perfectibilă, indiscutabil cu acesta, dar nu ne-a fost niciodată mai bine. Adică, ce punct de vedere? Ce vă referiți? Mă refer la absolut toate subiectele, la toate capitolele, la toate criteriile pe care le putem măsura prin indicatori. Adică mă refer la absolut toate aspectele vieții noastre. Nu ne-a fost niciodată mai bine din punct de vedere economic, așa, cu problemele pe care le avem. Niciodată nu a existat o împărțire. Avem indicatori care măsoară, de pildă, satisfacția materială a oamenilor, nu? Unul dintre cei mai cunoscuți indicatori, opera și dumneavoastră presa cu el, este PIB pe cap de locuitor raportat la puterea de cumpărare. Chiar dacă indicatorul este, de pildă, inventat de către Organizația Națiunilor Unite după al doilea război mondial, economiștii și profesorii care lucrează în domeniu au putut să calculeze din urmă, cam de pe la 1800, sau chiar mai devreme, de pildă acest indicator. Așadar, noi putem urmări performanța economică a unor țări, am folosit și eu în cartea mea, de pildă, avem criterii și metodologii foarte serioase după care putem măsura performanța politică a unei țări și trebuie spus din acest punct de vedere, România este astăzi la un scor
veți găsi asta și în cartea mea, la un scor plus 9, pe o scală de la minus 10 la plus 10, unde minus 10 este dictatură absolută, iar plus 10 democrație aproape deci perfectă. Deci stăm foarte bine dacă... Da, din punct de vedere... Plus 9 e... Plus 9 din 10 maxim posibil și Statele Unite în ultimii ani cu domnul președinte Trump a căzut de la 10 la 9. Deci scorul politic este unul, scorul performanței politice este unul foarte bun. Este unul foarte bun. Avem garanții de securitate cum n-am avut niciodată. Suntem pentru prima dată, adică vreau să transmitem și un mesaj optimist. Suntem pentru prima dată într-un spațiu european. România este sub aspectul mediului politic, este o țară care aparține civilizației occidentale întru totul pentru prima dată, aproape pentru prima dată în istorie. În urmă cu câteva luni de zile, ne aducem aminte cu toți, am exercitat președinția Consiliului Uniunii Europene, adică am exercitat o funcție de conducere, de coordonare pentru prima dată în istorie. Am mai făcut-o, ne aducem aminte, dar ca să folosesc o expresie utilizată de un fost primar de sector, nu vreau să-i dau numele, am mai făcut-o odată Nicolae Titulescu, dar pe persoană fizică, cu ghilimele și cu pă, dacă a se înțelege gluma. Deci Titulescu a exercitat președinția instituției anterioare Organizației Națiunilor Unite, Societatea Națiunilor din perioada interbelică, dar el ca personalitate, adică pentru că era extrem de valoros, dar ca țară, că despre asta discutăm acum, să ajungem să conducem, să coordonăm o instituție politică europeană. Și practic să contăm la nivel exact, european este, și nu numai. Așa este, cât putem noi, dar adică mesajul nu trebuie să fie pesimist, dar într-adevăr avem probleme sociale nerezolvate și care necesită, trebuie spus lucrul acesta, apropo de bună guvernare, necesită cadre competente, viziune pe termen lung și strategie și oameni competenți care să o aplice. Adică trebuie să le spunem prietenilor noștri care ne privesc, pentru a corecta chestiuni profunde, la fel ca o boală. Atunci când te duci, eu sunt într-o familie de medici, îmi este la îndemână acest exemplu, când suntem bolnavi, dragi privitori, și mergem la doctor, un doctor te evaluează prima dată clinic, stabilește un diagnostic, îți dă o rețetă, tu te duci, îți iei medicamentele și le administrezi în mod corect. După care, după 4, 5, 8, 10 zile, te duci din nou la control și se urmărește, se investigează evoluția bolii. La fel, când avem o boală socială, în primul rând trebuie să facem o investigație corectă a problemei, să avem o viziune de corectare, de îndreptare a ei. De regulă, trebuie să fim onești, de regulă principalele probleme grave cu care se confruntă o societate nu se corectează într-un mandat politic. Noi nu putem corecta sau să facem o educație performantă într-un mandat de 2-3 ani cât ține un mandat politic. Cred că e cazul să ne aducem aminte că am avut 16 ministri de educație în 10 ani. Media este de peste, este sub și un an. Și fiecare și-a lăsat amprenta în felul lui în educație, astfel că nu se mai înțelege nimic. Asta nu mai știm la începutul anului ce teste urmează să dăm în timpul anului. Adică, despre ce vorbim? Deci problemele serioase cu care se confruntă o societate, infrastructura, nu doar autostrăzi, mă refer inclusiv la infrastructura feroviară. Noi avem astăzi o viteză pe calea ferată mai scăzută decât în perioada interbelică. Pentru că în 30 de ani nu s-au făcut deloc investiții, dar deloc investiții în acest domeniu, și atunci ca să nu sară trenurile de pe linie, bineînțeles că am scăzut viteza cu care se pot deplasa. Deci, ca să închid, problemele esențiale cu care se confruntă o societate, investiții în spitale. Păi, doamnă, este greu, știm bine cu toții că trăim în societatea asta, este greu să-ți faci o casă pe pământ. Dacă vrei o casă, să am prieteni, colegi care se chinuie de ani de zile. Cum poate, ca să ridici un spital cu nu știu câte etaje, cu toată aparatura, este un efort îndelungat. Ca să corectezi și să faci investiții în infrastructură. Uitați-vă cât durează o nefericită de linie de metrou în drumul Taberei care nu se mai sfârșește. Ca să corectezi și să îmbunătățești educația. Acestea necesită strategii pe termen lung, care depășesc mandatul unui guvern, care necesită consens politic, care necesită oameni competenți la toate nivelurile, care să aibă capacitatea de a implementa strategia respectivă. Strategie care trebuie înțeleasă de acești oameni și implementată într-o manieră onestă, corectă. Iată,
sunt mai multe condiții de care avem nevoie și rămâne la latitudinea fiecăruia să gândească dacă... Deci avem o prescripție. Prescripția o avem de mult, rețeta. Acum, această rețetă, că noi știm că suntem bolnavi, adică avem câteva, nu bolnavi, doar că n-am luat medicamentele, n-am cumpărat. Da, exact. Și refuzăm să ni le administrăm. Adică, după părerea mea, rețeta există, diagnosticul este pus corect, să fim cinstiți. Îl avem pus corect, noi știm care sunt principalele noastre, că cred că nu trebuie să fim oameni politici, nici nu e caz, eu sunt profesor, dumneavoastră jurnalist. În general se cunosc, adică avem câteva probleme nefericite în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Vă dau un exemplu simplu. Noi nu avem o legătură civilizată cu județul Ilfov, doamnă, în București. Adică niște trenuri, niște tramvaie, ceva pe suprateran sau subteran, care să ne facă legătura dintre București cu zona metropolitană. Să ajungi în 10-15 minute la Znagov, în 10-15 minute la Balotești, în 10-15... Nu există așa ceva. Și slavă Domnului, București un oraș bogat. Da. Și Ilfovul de asemenea. Avem metrou de atâtea ani și nu se face în nimic. În 30 de ani de-abia s-a extins un pic linia de metrou. Deci noi avem o problemă cu infrastructura, avem o problemă cu educația, avem o problemă cu, știți bine, celebrele spitale regionale de care și dumneavoastră presa ați tot vorbit. Adică problemele esențiale sunt câteva. Bineînțeles că trebuie și armata trebuie înzestrată și cât de cât acolo se mai întâmplă unele lucruri pozitive, dar în principalele sectoare cu grave probleme sunt acestea trei. Infrastructură, educație, sănătate. Știm ce avem de făcut, dar batem pasul pe loc de 30 de ani. Aș vrea să mutăm puțin discuția la acest nou volum pe care ni l-ați și adus astăzi, Sociologia proastei guvernări în România interbelică. Știu că a fost al doilea cel mai vândut volum al editurii RAU la Târgu Gaudeamus, ediția 2019. A fost a doua cea mai vândută carte, într-adevăr, de la editura RAU. Pe mine m-a bucurat nespus, pentru că toți prietenii mei îmi spuneau că, dat fiind succesul lucrării mele anterioare, am și adus un exemplar aici pentru prietenii noștri, probabil că o știu, Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri, care sigur a fost o lucrare aniversară dedicată unui eveniment unic. Orice marile aniversări au o emoție, o încărcătură specială, au o unicitate care le fac deosebite, excepționale, dar și asta s-a remarcat, a devenit cartea emblematică a Centenarului Marii Uniri, este bestsellerul anului trecut și îmi spuneau toți și ne temeam că acum nu mai există un interes, adică ok, am celebrat, festivist, a trecut perioada de sărbătoriri festive și ce interes ar mai putea exista pentru ce s-a întâmplat după Marea Unire. Știți că noi suntem, aș face o comparație cu viața de familie, ne iubim, ajungem să ne căsătorim, acum ce mai contează dacă s-au înțeles oamenii în mariaj? Contează poate că mai mult decât, știți? De la ce a pornit ideea? Care a fost ideea de bază a acestui... Cum v-a venit ideea să faceți o astfel de cercetare? Întrebarea dumneavoastră este scormonitoare și incisivă și atinge de fapt exact ce m-a preocupat și pe mine. Nu prea recunosc lucrul acesta, nu m-a întrebat nimeni până acum. Recunosc că îmi puneam întrebări în legătură cu societatea de azi. Cum vi le pune și dumneavoastră, cum ni le pune, cred, oricare dintre oamenii care trăim conștient în viața asta. Și am avut, tot timpul am avut intuiția că ceea ce se întâmplă cu viețile noastre astăzi sunt puternic influențate de experiențele trecute. În mod evident, istoria nu începe cu noi și nu începe cu niciunul dintre noi, oricât de dragi și frumoși ne imaginăm noi că suntem atunci când ne privim în oglindă seara sau dimineața acasă. Și problemele pe care le-am identificat, propriile mele neînțelegeri, propriile mele dubii pe care le aveam în legătură cu societatea contemporană, am vrut să verific, doamnă, dacă existau și în trecut. În tot caz, am căutat cauzele mai din urmă. Aceasta este teza și mea de doctorat. Și s-au confirmat? Nu știam că voi ajunge la acest rezultat. Sociologia proastei guvernări în România interbelică are, trebuie să le spunem prietenilor noștri care ne privesc, are un avantaj metodologic excepțional. Este pentru prima dată în istoriografia română când un cercetător a identificat surse
primare privind opiniile politico-administrative ale populației românești interbelice, preponderent rurale, opinii culese de către Școala Sociologică de la București, prin metode științifice acceptate de comunitatea științifică și relevante și astăzi, în condiții de reprezentativitate statistică. Dar ce metode ați folosit de cercetare? Pentru mine metoda a fost analiza surselor primare, căci eu am identificat sursele, majoritatea dintre ele sunt inedite. Mult mai important este metodologia pe care a folosit-o Școala Sociologică de la București pentru a interoga, pentru a investiga din punct de vedere politico-administrativ populația rurală a României, ducându-se, deplasându-se în anumite localități preponderent rurale, pe care le-au considerat a fi reprezentative pentru ceea ce a însemnat în perioada interbelică, dar și astăzi, provinciile istorice ale României. Proasta guvernare este un titlu sugestiv și dur. Și care mi-aparține, trebuie să spunem lucrul acesta. Oamenii epocii își exprimau nemulțumirile în ceea ce privește diferitele tipuri de disfuncționalități din domeniul politic și administrativ. Pot să vă dau și multe exemple dacă putem să vorbim până mâine despre asta. Dar toate aceste probleme stau sub specia, sub zodia nenorocită, sub zodia proastei guvernări. Deci termenul mi-aparține mie, nu spuneau ei bieții oameni, vai, suntem prost guvernați. Nu asta spuneau ei, dar ei se plângeau de faptul că la primărie, de pildă, primăria interbelică din mediul rural, adesea lipseau angajații, serviciile erau prost prestate, abuzurile erau nesfârșite, adesea erau bătuți. Îmi vorbesc despre abuzurile inclusiv de natură judiciară ale jandarmului local. Îmi vorbesc despre abuzurile pe care le făceau în zonele de graniță uneori ofițerii și subofițerii armatei române. Oamenii vorbesc despre utilizarea precară a resurselor publice. Investițiile erau făcute prost sau deloc, iar banii utilizați în beneficiul ordonatorului principal de credit, care era de credite, care era primarul sau la nivelul județ, lipsa control, politizarea excesivă. Deci, practic sunt mărturii. Practic sunt mărturii ale populației culese, ale populației rurale, care era 80% din România Mare, culese printr-o metodă uneori prin metode calitative de tip interviu sau prin metode cantitative de tip chestionar, sondaj de opinie, mărturii care, din fericire pentru noi, au trecut proba timpului, le-am căutat precum cauți un ac în carul cu fân, pentru că ele sunt disparate, sunt în diferite surse, în diferite tipuri de spații în care destinate, sigur, prezervării în cele mai fericite cazuri ale acestor documente, biblioteci, arhive publice și private. Cât timp ați lucrat? 10 ani. Acest volum? 10 ani. Este teza mea de doctorat, cum v-am zis. Am început lucrul în 2009 și am publicat-o în 2019. Am intrat, cum știți, începe anul universitar în octombrie 2009 și am lansat-o în noiembrie 2019. Vă fac așa o mărturisire în direct de simpatie pentru instituția media pe care o reprezentați. Mi-a fost frică, doamnă, să o public mai devreme. De ce? Pentru faptul că am dorit să fiu sigur că principalele ipoteze ale acestei cărți, pe care eu, bineînțeles, le-am demonstrat în teza de doctorat și nu sunt neschimbate, principalele ipoteze rămân valabile și sunt corecte și nu există nicio exagerare. Da. Pentru că îți trebuie un act de curaj să vii și să spui sigur pe tine și sigur pe aparatul tău metodologic și teoretic al acestei cărți că România Mare a guvernat mai prost Bucovina decât Imperiul Austriac, mai prost Transilvania decât același Imperiu Austriac, dar ne referim la partea maghiară a acestuia, mai prost Basarabia decât Imperiul Rus. Și o concluzie similară este chiar în legătură cu Transnistria, aflată sub administrație militară românească în perioada 1941-1944, și toate aceste afirmații să se bazeze pe opiniile românilor noștri interbelici. Oamenii ăia care ți-au făcut România Mare, oamenii ăia care au luptat pe front în primul război mondial sau urmașilor. Dar pe parcursul acestei analize vi s-au deschis și alte teme de dezbatere, de
Da, în sensul în care, de asta am stat și 10 ani. Alte cercetări, poate viitoare cercetări? Păi, în această perioadă în care eu am fost obsedat de ipotezele științifice și de descoperirea pe care am făcut-o involuntară, trebuie să le spunem oamenilor, din păcate la noi cercetarea doctorală, știți bine în ce nefericită situație se află, cum cunoașteți foarte bine, presa bubuie de nenorociri și de plagiate și de ticăloșenii morale de tipul acesta. Eu nu știam ce o să descoper. Că este ca o călătorie, doamnă. Munca de cercetare este ca o călătorie la care te înham, dar nu știi unde ajungi. E un drum, e pasiunea de a călători, știți? Călători... Nu știi câte căi ți se mai deschide. Exact, și nu știi dacă ajungi unde crezi tu că vei ajunge, pentru că în cazul meu cel puțin, vă spun deschis, eu nu mi-am imaginat că aceasta este situația, recunosc că am plecat cu o perspectivă optimistă și fericită la drum. Mi-am imaginat că voi găsi lapte și miere. Și n-a fost așa. Dar nu trebuie să facem confuzia între bunele intenții și dorința acestui popor de a trăi împreună și de normalitatea ca toți oamenii de o limbă, de o credință și de un neam să trăiască în cadrul unui stat național unitar care se cheamă România și s-a chemat România Mare în vorbirea curentă cândva. Asta este o dimensiune și cealaltă dimensiune este avem o țară, știți, era o vorbă așa, avem o țară, ce facem cu ea, ce e de făcut. Și cealaltă dimensiune care este buna sau proasta guvernare. Oamenii care au luptat și au luptat cu credință pentru a face România Mare aveau tot dreptul să ceară, să pretindă și, ca să nu mai lungim vorba, rezum într-o expresie care este din politologie, este expresia modernă, aveau tot dreptul să pretindă bună guvernare. Din păcate, din motivele care sunt analizate în cadrul istoric și sunt mai multe, sunt vreo 10 motive, care sunt 10 cauze principale care sunt acolo explicate pe rând, dintr-o varietate de motive, din păcate, idealul bunei guvernări, doamnă, a fost departe. A fost departe de... Ne-a cam ocolit zeul acesta, să zic, zeitatea asta bunei guvernări, dar noi ne apropiem totuși de ea. Adică, de pildă, ca să... Eu sunt sociolog și uneori și tot timpul recurg la cifre ca să înțelegem un pic, că dacă doar vorbim așa în vorbe, oricât de frumoase și de bine le-am rostogolit noi la vale, totuși trebuie un pic și măsurată realitatea. Performanțele politice ale României de astăzi, de pildă, sunt de 3 ori mai mari decât ale României interbelice. De 3 ori mai mari? De 3 ori mai mari. Deci suntem de la un minus în perioada interbelică, scorul în perioada interbelică, să zic în prima jumătate a secolului al XX-lea, scorul mediu al României a fost între minus 4 și minus 6. Iar astăzi este plus 9. Deci sunt aproape de perfecțiune. Pe ceea ce măsurăm, sigur, o democrație funcțională. Avem, să fim cinstiți, avem guverne care pică în Parlament prin moțiune de cenzură, avem un control direct, corect al Parlamentului asupra Guvernului, se respectă legile cum nu se respectă altă dată. Dacă intrăm în discuțiile acestea, mie îmi face plăcere, dar poate timpul că noi stăm, ne limitează, și nu cred că este din păcate doar această temă a emisiunii noastre. Dar n-aș vrea să închei această emisiune și fără câteva concluzii. Ne aflăm la 30 de ani de la Revoluția din 1989. Îmi amintesc că politologul Silviu Brucan afirma că românii sunt pregătiți pentru democrația abia după 20 de ani. Au trecut 30 de ani, suntem pregătiți? Cum stăm? Vă spun și în această... Vă mulțumesc că mă întrebați asta, pentru că eu și aici trebuie să vă spun, sunt influențat de colegul și profesorul meu Adrian Niculescu, care este un optimist incurabil din acest punct de vedere și are, după părerea mea, dânsul are dreptate în această materie. Deci opinia asta de multe ori am discutat-o cu domnia sa. Doamnă, la 30 de ani de la Revoluție, România stă infinit mai bine decât credeam. Dar am învățat cum e cu democrația. Eu cred că da. Eu cred că avem un electorat matur. Eu cred că oamenii sunt responsabili și sunt conștienți de votul lor și de puterea votului lor.
Avem alegeri democratice, votează partide democratice, să fim onești. Eu mi-aduc aminte cum arăta scena politică în urmă cu 15-20 de ani și dumneavoastră crede la fel. Astăzi avem în Parlamentul României și se prefigurează același lucru și în continuare la următoarele alegeri, avem doar partide democratice, avem partide care nu contestă, adică hai să ne uităm un pic și la situația aceasta, avem partide care nu contestă principalele caracteristici ale constituționalității spațiului public românesc, nu sunt partide antisistem, nu avem partide care să dorească să demoleze statul și principalele lor instituții publice, avem o justiție funcțională, statul de drept este respectat, integritatea teritorială nu este pusă în discuție, România a trecut cu bine peste o perioadă care a zdruncinat din temelii țări din zona noastră, adică cred că am putea să ne aducem aminte și de Iugoslavia, am putea să ne aducem aminte și de Cehoslovacia, adică după 1989, adică sunt țări care s-au separat, s-au spart, s-au fărâmițat, România au stat împreună. Și ușor, ușor, este de la sine evident că dacă urmărim evoluția acestei țări pe absolut orice indicator doriți dumneavoastră și pe absolut orice dimensiune, și vă rog să-mi propuneți, că eu vă răspund la ce sugestii aveți dumneavoastră, este absolut evident că România astăzi este infinit mai performantă decât era cândva. Avem chiar acum câteva zile am urmărit, cred că era la unul dintre posturile de televiziune, aveam date privind producția industrială. E comic aproape, dar în condițiile în care știți bine toate fabricile, uzinele, coloșii, mamuții industriale ai comunismului au fost dezafectați, producția industrială de astăzi, și mi se pare că vreo peste 2 milioane de români nu mai lucrează în zona industrială, producția industrială de astăzi este producția industrială se deteriorează mai mare decât în comunism. Care e mult mai eficientă, adică... Atunci când pe absolut toți indicatorii vă spun, România de astăzi stă mai bine, este o țară cu un regim democratic funcțional, avem granițele deschise, aparținem spațiului european din punct de vedere politic și civilizațional. Poate vreodată vom avea o discuție despre asta, mi se pare o chestiune profundă. Cred că ar trebui uneori, mai ales pentru tânăra generație, să ne aducem aminte totuși cam cum arătau anii 80 și anii 90, doamne. Să ne aducem aminte cum arătau alimentarele, cum arătau galantarele, ce puteai să mănânci, intrai într-un restaurant. Și uitați-vă acum în ce splendoare de diversitate alimentară, culinară, gastronomică avem, cel puțin în marile orașe. Adică, avem de toate, dar mai puțin bani. Avem și bani. România nu este... Avem și bani, iertați-mă. Eu am priviri... Aveți o viziune optimistă. Și am o privire mai largă. România cred că are un PIB pe cap de locuitor de 10 ori mai mare decât al Republicii Moldova, de 3 ori mai mare decât al Ucrainei. Adică dacă privim către Est, s-ar putea ca... să ne placă țara noastră. Sigur că noi ne comparăm tot timpul cu spațiul european occidental. La care și aspirăm. La care și aspirăm și e corectă aspirația, e corectă și privirea. Dar trebuie un pic să fim realiști că noi față de țările vestice avem vreo 45 de ani de comunism și vreo 300 și ceva sau 400 de ani de ev mediu întârziat. România a plecat târziu, a făcut progrese uriașe, dar cu greu am reușit să... Este complicat în 100 de ani să transformi o țară mare de 20 de milioane de locuitori, să o transformi într-o țară occidentală. E greu să faci lucrul acesta într-un timp atât de scurt, dar performanțele... Atâtea câte au fost, eu cred că sunt lăudabile și nu știu dacă, exceptând câteva chestiuni pe care le-am discutat mai devreme, adică cu siguranță dacă stabileam din sănătate, infrastructură și educație, adică trei priorități, astea sunt prioritățile României, trei. Sigur că și ne țineam toți de ele, lucrurile puteau fi mai bune în câteva aspecte. Dar era imposibil, este imposibil să știți că istoria nu putem lucra cu vise,
cu idealuri. Noi visăm și suntem idealiști, dar trebuie să fim și cu picioarele pe pământ. Din păcate, va trebui să închidem această discuție aici. Cu siguranță o să ne mai revedem. Avem atâtea de dezbătut și atâtea de discutat. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă lansez încă o dată invitația de a participa la unul dintre interviurile noastre. Vă mulțumesc pentru invitație și îi salut pe toți prietenii noștri. La bună revedere! Vă mulțumim! Cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim. Mulțumesc.